Seara, sunt Tatiana Andrieș și chiar dacă este seară și este târziu, vom continua cu lucrarea noastră, vom termina renul. Mai întâi și mai întâi vom lucra părțile care vor decora capul acestuia. Pentru aceasta vom avea nevoie de culoarea cafelate, culoarea cu care am lucrat întreg renul. Vom avea nevoie de un pic de roșu ca să-i facem botișorul. Vom avea nevoie de ochișori. Voi pune o pereche de ochișori în ton cu culoarea lui. Ochișorii au un diametru de 1 cm. Vom avea nevoie de foarfece. Vom avea nevoie de 2 croșete. Croșetul cu numărul 3 și croșetul cu numărul 2. Cu acest croșet, cu numărul 2, vom lucra botișorul. Cu restul, cu numărul 3, vom lucra cornițele, codița, urechiușele. De asemenea, vom avea nevoie de lipiciul lichid sau la cald, cel de care dispuneți dumneavoastră. Acul gros pentru cusut lână și, bineînțeles, vom avea nevoie de un fir despărțitor. Acesta ne va ajuta foarte mult în lucrările noastre. Vom începe cu urechea, pentru că la ea este un pic de lucru. În cercul magic voi face un număr de 4 piciorușe scurte. Acesta este primul de început, primul pe care nu îl numărăm. Iar acum vom face 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Vom închide cercul magic. Mai întâi voi închide aici, apoi îl voi strânge bine. Așa cum știți, întotdeauna am probleme cu acest tip de croșet. Îmi face probleme. Din acest moment, noi vom lucra o înmulțire, deci rândul 2 de la ureche. Vom face o înmulțire, urmată de un picioruș scurt, o nouă înmulțire, și din nou un picioruș scurt și astfel am obținut un număr de 6 piciorușe scurte. Din acest moment, aceste 6 piciorușe scurte, noi le vom înmulți. Deci, fiecare, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire. Iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Eu voi începe prima mulțire, după care vom lucra singure. Deci, o mulțire și vom continua astfel până la capătul rândului. Iar la capătul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 12 piciorușe scurte. Acum, următorul rând, vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. În acest fel, vom lucra pe întreg parcursul rândului. La capătul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Din nou un picioruș scurt, o nouă înmulțire, un picioruș scurt, o înmulțire. Pe cât posibil voi încerca să fiu alături de dumneavoastră, chiar dacă tutorialul va fi un pic mai lung. Știu că va dura foarte mult mâine când îl voi încărca. Acum o mulțire
și vom termina cu un picioruș scurt și acest rând. Deci am obținut cele 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș în parte îl vom lucra așa cum se găsește, vom face 3 rânduri. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor 3 rânduri. Am lucrat cele 3 rânduri de 18 piciorușe. Rândul de mulțiri trebuie terminat cu o înmulțire. M-am exprimat eu în mod greșit. Acum vom continua cu rândul următor și vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. După care vom face o scădere. Vom continua cu 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, o nouă scădere, astfel vom lucra până la capătul rândului și vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Acum din nou, 1, 2, 3, o nouă scădere. Al treilea ochi. Acum vom lucra un rând de 15 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând cu 15 piciorușe scurte. Am terminat și acest rând de 15 piciorușe scurte. Vom începe următorul rând cu o scădere. Urmată de un picioruș scurt. Vom continua cu o scădere. Un nou picioruș scurt. Astfel vom lucra până la sfârșitul rândului și vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. După ce am lucrat o scădere urmată de un picioruș scurt, am repetat pe întreg parcursul rândului, am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 12 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6, 12-lea. Acum vom face 6 scăderi consecutive. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 6 piciorușe scurte. Vom face 6 scăderi. 5-a. Și ultima scădere. Iar acum vom încheia această urechiușă
vom scurta firul, vom lăsa o bucată de fir mai lung să putem coase. Între timp eu voi pune firul în ac și vă voi arăta exact unde plasăm urechiușa. Eu am cusut prima urechiușă. Fiecare urechiușă va fi cusută în spatele acestei urechiușe pe care deja am lucrat-o în momentul în care am executat capul renului. Și încet, încet, cu acul, vom fixa și această ureche. Ați văzut deja, cealaltă este cusută. Pentru că avem ceva de lucru la gât și, bineînțeles, toate aceste micuțe detalii cer un pic de timp. Chiar dacă este târziu, eu voi sta cât de târziu este nevoie pentru a încheia acest tutorial, pentru că și eu sunt foarte curioasă să văd cum îmi va ieși renul. Deci, coasem bine urechiușa și scuzați dacă se aude câte un zgomot, sunt eu aici care mișc lucrurile. Locul în care filmez este foarte mic și de aceea și reușesc să lucrez doar în acest mod. Camera este joasă. În sfârșit, trebuie să mă adaptez locului, nu sunt acasă la mine. Deci am cusut și această ureche. Voi încerca să-i dau un pic de stabilitate în felul acesta. Ia uitați-vă. Voi ascunde firul, îl voi pierde undeva. Chiar dacă uneori mai greșesc câte un cuvânt, vă rog să mă scuzați, sunt după o zi de muncă și uneori mai greșesc. Voi scurta și acest capăt de fir, iar acum vom trece să lucrăm botișorul. Botișorul, așa cum vă spuneam, îl vom lucra cu, voi pune acul aici, cu culoarea roșie și cu croșetul numărul 2. Acestea le dau deoparte deocamdată. Pentru botișor, mai întâi și mai întâi vom lucra în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este cel de început, îl lăsăm deoparte și vom face 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea, piciorul scurt. Acum vom închide cercul magic, vom închide cu fir alunecat. Și vom lucra în corespondența următoarelor 3 piciorușe. Vom lucra câte un picioruș scurt. Deci vor veni 3 piciorușe scurte, 1, 2 și cel de-al treilea. După care voi închide.
În felul acesta avem nevoie de două bucățele. Acestea vor forma nările renului. Eu am lucrat dinainte, prima parte. Acum voi face și cea de-a treia parte, care corespunde botișorului, apoi le vom uni între ele. În cercul magic voi face, pentru început, un număr de 3 ochiuri de lanț, care vor ține locul unui picioruș dublu. Avem primul, al doilea și al treilea, apoi vom continua lucrând un număr de 8 piciorușe duble în total. Deci avem deja 2, 3, 4, 5, 7, cel de-al 8-lea, 8, iar acum voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cu care mă voi întoarce aici în jos și voi închide cu un picioruș scurt. Voi strânge cercul magic în modul în care să creăm o semilună, în felul acesta. Vedeți? Acum, aceste două părți pe care le-am lucrat, le vom uni în corespondența celor 3 piciorușe scurte pe care le-am lucrat după ce am închis cercul magic. Deci le vom pune față în față, în felul acesta, și le vom uni între ele, le vom coase. Primul, apoi vom trece la cel de-al doilea, și la cel de-al treilea, am ajuns aici. Vom ascunde acest fir undeva de desubt, îl vom trage. Felul acesta trebuie să se prezinte, după cum vedeți. Capetele de fir le vom lăsa pentru că vom avea nevoie să umplem golul pe care îl va forma botișorul, pentru că trebuie să-i dăm o formă un pic bombată, în felul acesta. Deci firele rămân aici, iar cu acest capăt de fir vom intra înăuntru, îl vom ascunde cu croșetul. Vom trage și pe el în interior, în felul acesta. Acum urmează să plasăm această parte pe care deja am lucrat-o, exact
pe mijloc, în modul în care să putem continua lucrarea, să dăm o formă botișorului. Deci îl voi uni aici pe mijloc cu un singur fir. După care voi face piciorușe scurte din acest al treilea. Voi intra în următorul în următoarea parte. Voi continua să fac piciorușe scurte. Aici vi se va părea un pic mai dificil, știu. Dar trebuie să-i dăm o anumită formă. Vom continua cu piciorușe scurte. Acum ne vom uni cu cealaltă parte partea de deasupra a botișorului. Vom întoarce în modul în care să fie un pic bombat. Voi continua din nou cu piciorușe scurte. Cred că iese, sigur trebuie să iasă, ar trebui să aibă aproximativ forma unei inimi, vă rog să-mi scuzați vocea, așa cum spuneam, sunt foarte obosită, dar sunt și eu foarte curioasă să văd cum iese renul. Aici, dacă vă amintiți, când am terminat de lucra cele 8 piciorușe duble, am lucrat 3 ochiuri de lanț. În corespondența acestor 3 ochiuri de lanț, noi vom intra și vom face 3 piciorușe scurte. 1, 2, cel de-al treilea. Vom închide lucrarea cu tăia firul, vom închide lucrarea, voi lăsa firul un pic mai lung pentru că va fi nevoie să dăm câteva cusături. O facem felul acesta, vom închide aici, iar această parte din mijloc noi o vom coase practic. Voi strânge bine cercul magic și aici vom veni cu câteva puncte, cu câteva cusături
care vom aplica botișorul renului. Așa cum vă spuneam, tutorialul va fi un pic mai lung. Pentru cornițe vă voi arăta cum se face una, apoi vom lucra singure, nu este greu. Aici voi da câteva cusături, prinde un pic firele, felul acesta, să dăm stabilitate lucrării. Să spunem că a ieșit. Îi strânge și mai mult cercul magic, dacă mai reușesc în felul acesta. Toate aceste fire noi le vom pune în interior, le vom strânge, le vom pune înăuntru, iar botișorul îl vom coase. În felul acesta. Încet, încet, cu mici cusături, de jur împrejur, vom fixa botișorul. Vom lucra singure, vom coase singure și ne vom întâlni să trecem la partea următoare. Am cusut botișorul aici, după cum vedeți. Acum vom trece să lucrăm mai întâi codița, pentru că și ea este micuță și avem puțin de lucru la ea. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic cu picioruș alunecat. După care vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Un picioruș scurt. O nouă înmulțire. Un picioruș scurt. Și cea de-a treia înmulțire. Și astfel am obținut un număr de 9 piciorușe scurte. Acum vom lucra două rânduri de câte 9 piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Puteți pune firul despărțitor. Eu voi lucra singură, dumneavoastră la fel. Nu am nevoie de fir, eu. Deci două rânduri de câte 9 piciorușe scurte. Ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri și vom continua lucrarea noastră. Am lucrat cele două rânduri de câte 9 piciorușe scurte. Voi închide lucrarea, voi pune
masă. Am lăsat firul un pic mai lung să am fir pentru cusut. Voi coase codița, dacă toți suntem la această... Avem probleme de pus în ac. Așa este când îmbătrânim, vedem un pic mai greu. Chiar cu ochelari, un pic mai greu se vede. În sfârșit, am reușit. Acum voi lua corpul renului și aici unde am început să coasem jumătatea de deasupra corpului, noi vom fixa codița și vom coase totul de jur împrejur. Deci eu sper că vedeți. Nu știu cum să întorc în modul în care să puteți urmări. Deci vom coase codița. Picioruș cu picioruș, cu atenție, să o putem fixa bine. Deci așa cum vă spuneam, aici unde am început să coasem partea de deasupra a corpului, vom fixa codița. Încet, încet totul prinde formă, încet, încet totul decurge în mod firesc, în mod normal și sperăm că la urmă vă va plăcea ceea ce am realizat împreună. Îmi pare rău că nu am spațiu destul. Dacă bine exact în fața camerei, lovesc camera și astfel că voi deranja toată aparatura. Pentru că camera este foarte jos ca dumneavoastră să puteți vedea. Dar sunt anumite pasaje pe care din păcate nu pot să vi le arăt, pentru că lovind camera, e logic că nu mai puteți observa. Vedeți, am aplicat codiță în felul acesta. Acum voi scurta și acest capăt de fir și vom continua cu cornițele, așa cum v-am spus. Voi pune renul meu deoparte, sunt foarte mândră de el, că stă singur în picioare, îmi place, este o realizare pentru mine. Pentru cornițe, vă voi explica și vom lucra mai mult singure. Vom începe cu 4 piciorușe scurte în cercul magic, acesta este primul. Acesta nu contează. De acum lucrăm 1, 2, 3, cel de-al patrulea, vom închide cercul magic cu piciorul alunecat. Iar din acest moment vom lucra 3 rânduri de câte 4 piciorușe scurte. 3 rânduri. Le vom lucra singure, aceste 3 rânduri. 4 piciorușe scurte. 2. 3. Cel de-al patrulea picioruș scurt. Am încheiat un rând, trebuie să fiți atente aici să întoarceți lucrul în felul acesta, pentru că altfel ne va ieși lucrarea pe dos. Și acum continuăm singure cu celelalte 2 rânduri de 4 piciorușe scurte. Am lucrat cele 3 rânduri de câte 4 piciorușe scurte. V-
Vom începe rândul numărul 4 și vom începe cu o înmulțire. Acum vom obține 5 piciorușe scurte pe acest rând. 2, 3, 4 și cel de-al cincilea. Vom pune firul despărțitor și vom lucra un număr de 5 rânduri de câte 5 piciorușe scurte. Deci 5 rânduri. Noi ne întâlnim după ce lucrăm aceste 5 rânduri. Am lucrat cele 5 rânduri de câte 5 piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând următorul rând. Mai întâi o înmulțire. După care vom continua cu celelalte 4 piciorușe scurte care ne-au rămas din acest rând. 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. Acum am obținut un număr de 6 piciorușe scurte și astfel vom lucra 10 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni după ce terminăm de lucrat aceste 10 rânduri și vom continua. Deci 10 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Am terminat cele 10 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Vom continua lucrând o mulțire în fiecare picioruș. Deci vom încheia rândul cu 12 piciorușe scurte, pentru că astfel vom forma baza cu care vom coase cornițele pe căpușorul renului. Părțile mai scurte, pe care vi le voi prezenta imediat, le vom lucra în același mod. Vom începe cu 4 piciorușe scurte în cercul magic și vom lucra cele 3 rânduri de câte 4 piciorușe scurte, vom înmulți și vom ajunge la 5 piciorușe scurte, după care vom lucra câte rânduri doriți dumneavoastră. Eu am lucrat câte 6 rânduri și câte 5 rânduri la fiecare. Voi pune una mai lungă de 6 și una mai scurtă de 5 rânduri. Am încheiat și aici. Voi tăia firul. Voi închide lucrarea. Vom începe cornița, vă voi arăta. Deci, așa cum spuneam, în cercul magic, încep cu 4 piciorușe scurte. Acesta este primul de început. Vom face 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, voi închide în cercul magic. Cu fir alunecat. Care nu vrea să iasă, ca de obicei. Trebuie să-mi facă probleme la fiecare lucrare. Voi lucra acum un rând de 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3,
Matilde ar patrulė. Voi mulți, următorul rând, voi mulți, în primul picioruș, voi face 5 piciorușe scurte pe acest rând, deci mai întâi o mulțire și voi continua cu alte, cu celelalte piciorușe scurte, una, cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, felul acesta. Acum voi face câteva rânduri. Vedem. Și avem 1, 2, 3, 4 în total. 4. Vom face din acest moment 4 rânduri de câte 5 piciorușe scurte. Deci vom lucra singure, iar pentru o altă corniță vom lucra 5 rânduri. Va fi un pic mai lunguță. Una mai scurtă, una mai lungă, după care le vom amplasa pe cornița principală și vom continua cu gâtul. Eu voi continua și eu singură, la fel ca și dumneavoastră. Ne vom întâlni. După cum vedeți, eu am cusut deja primele cornițe, exact în aceeași direcție cu urechiușele pe care le-am lucrat în momentul în care am executat capul. Acum voi coase și celelalte cornițe și în felul acesta vom, nu știu dacă se vede, în felul acesta vom merge înainte cu lucrarea noastră. Încet, încet ne apropiem cu pași repezi de finalul lucrării. Vom coase singure, acum dumneavoastră știți cum. Dacă doriți să faceți cornițele mai mari sau mai multe, cum doriți dumneavoastră, însă eu consider că în felul acesta este destul de bogat. Cred că cu mai multe ramuri ar fi prea încărcat. Și voi continua să cos și aceste cornițe. Le-am umplut un pic cu melană, cât să le dau mai multă stabilitate. Aceasta este partea care un pic mă dă de lucru. Eu până acum foarte multe, am răsturnat și renul, în foarte multe din lucrările mele doar le lipeam părțile componente, acum le cos, pentru că așa este normal. După ce le-am atașat bine, vom pierde acest capăt de fir undeva, însă mai întâi voi da din nou un fir de siguranță aici, să fiu sigură că îmi stau cornițele cum trebuie. La fel și dumneavoastră, să fiți atente, să aibă stabilitate și apoi vom trece la partea cea mai importantă, la gât. Apoi vom atașa căpușorul, după care putem spune că renul nostru este gata să fie înhămat la sănioară și să pornească împreună cu moșul pentru a aduce daruri copiilor. La copiii cu minți, bine Moș Crăciun. La mine nu va veni.
am fost obraznică, că nu am părinți, că sunt singurică. Așa. Nu are nimic. Important că vă am pe dumneavoastră alături de mine. Lucru pe care trebuie să-l facem acum din nou este să-i atașăm ochișorii, ca apoi să știm că am terminat cu căpușorul. Voi pune ochișorii pe cel de-al doilea rând, deci nu rândul cu bej deschis, pe cel de-al doilea rând cu bej închis, cafe lapte, cum l-am numit eu. Deci voi aplica ochișorii cu lipiciul lichid. Dumneavoastră, dacă aveți ochișorii de siguranță, puteți să-i puneți. Așa. Din nou, cam în aceeași direcție cu urechile, după cum vedeți. Voi atașa și cel de-al doilea ochișor. Voi lua acum direcția pentru cel de-al doilea. Uitați-vă. Și capul renului Rudolf este gata. Eu sper să vă placă. Sper să aibă succes. Uitați-vă cum se prezintă. Poate... sperăm. Voi vedea după opinia dumneavoastră. Acum voi elibera un pic locul aici, pentru că trebuie să lucrăm gâtul. Am ridicat camera mai sus să puteți vedea modul în care lucrez. Primul rând de la gât va începe exact aici, în piciorușul unde am încheiat spatele. Începând de aici, voi face un prim picioruș dublu, vom merge cu un rând de piciorușe scurte de jur împrejur. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Am făcut un picioruș cu firul în două, apoi următoarele voi continua cu firul în felul acesta, nu știu dacă reușiți să vedeți. Deci vom lucra un rând de piciorușe așa cum se găsesc și le vom număra în același timp, pentru că va trebui să avem 30 de piciorușe. Deci vom termina rândul cu 30 de piciorușe. În felul acesta. Sper că reușiți să vedeți. Vom continua singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 30 de piciorușe scurte. Vom începe rândul următor lucrând. Pentru început, o înmulțire. Deci vom înmulți. În primul picioruș vom face o înmulțire. Pic, nu reușesc să-l prind bine. Deci, 1 și cel de-al doilea. Mi este foarte, foarte incomod să lucrez felul acesta, dar trebuie. Acum vom continua cu un număr de 8 piciorușe scurte. Și vom face 8 piciorușe scurte. Fiecare va lucra mai ușor, pentru că nu va trebui să fiți în fața camerei. 3, 4, 5, 6, 8,
Iar de acum vom face 12 înmulțiri una după cealaltă. Deci de 12 ori vom înmulți. Am prima înmulțire, cea de-a doua, și vom continua, cea de-a treia, vom continua făcând 12 înmulțiri. Noi ne întâlnim după ce terminăm acestea. Am lucrat cele 12 înmulțiri, vom continua cu 8 piciorușe scurte, iar în ultimul vom face o înmulțire. Deci vom lucra 8 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom lucra singure aceste piciorușe scurte până când ajungem la capătul rândului. Am lucrat cele 8 piciorușe scurte, acum în ultimul picioruș voi face din nou o înmulțire. Vom începe rândul următor cu o înmulțire în primul picioruș. Sper foarte mult că reușiți să vedeți, nu reușesc să văd pe laptop ceea ce se întâmplă. Deci vom face o înmulțire, iar până la penultimul picioruș vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Deci până la penultimul lucrăm fiecare picioruș cum se găsește. Noi ne întâlnim înainte să terminăm acest rând. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș din acest rând. Voi face din nou o înmulțire. Voi începe rândul următor cu o înmulțire. Zece piciorușe scurte. Doi. Trei. Patru. Cinci. Șase. 8, 9, 10, iar acum vom lucra 12 scăderi consecutive. Deci ceea ce am înmulțit în celălalt rând, în penultimul, acum vom scădea. Avem a doua scădere, a treia, și vom continua până la 12. Patra, vom continua singure acum. Am lucrat cele 12 scăderi, acum voi face 10 piciorușe scurte, normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Uite. Zece. Și în ultimul picior roșu vom face din nou o mulțire. Acum vom continua lucrând fiecare picioruș așa cum se găsește. Deci abia acum voi pune un fir despărțitor și vom continua acest rând picioruș cu picioruș. Nu va fi nevoie să scădem, nu va fi nevoie să mulțim. Vom lucra picioruș cu picioruș. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Rândul următor vom lucra o scădere la începutul rândului. Și o scădere la sfârșitul acestui rând. Vom lăsa firul despărțitor. Deci am făcut prima scădere, acum voi continua pe întreg parcursul rândului cu piciorușe scurte. Ne întâlnim la sfârșitul acestui rând pentru ultima scădere. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultima scădere, deci la începutul și la sfârșitul rândului câte o scădere. Schimb firul despărțitor. Acum vom lucra ultimul rând. Exact în același mod, vom începe cu o scădere. Vom lucra toate piciorușele scurte, așa cum se găsesc, iar la sfârșitul rândului vom face o nouă scădere. Nu vom lucra singure până la sfârșitul acestui rând. După care vom umple gâtul cu melană și vom atașa căpușorul. Deci la sfârșitul rândului va trebui din nou să facem o scădere, ultima, și apoi vom coase capul. Și astfel, încet, încet, ne apropiem de sfârșitul lucrării. Eu sper foarte mult să vă placă ceea ce am realizat, așa cum vă spuneam, renul va fi gata de plecare în seara de Crăciun cu sănioara, cu cadouri pentru copiii cu minți. Poate va veni și pentru cei care nu sunt așa de cu minți, cine știe, depinde. Moșul este bun. Așa, în felul acesta, continuăm. Acum am un pic mai mult spațiu de lucru. Eu știu că este greu și pentru dumneavoastră, însă este simplu, de aceea am și ridicat un pic camera mai sus, altfel nu aveam nici eu spațiu să mă mișc, să-mi continui lucrarea, pentru că altfel mă loveam în cameră și deranjam toată aparatura aici. Am ajuns la capătul rândului și voi face ultima scădere. Voi scurta firul, de fapt voi lăsa o bucată de fir mai lung, pentru că trebuie să coasem capul. Eu între timp voi umple cu melană gâtul și mă voi pregăti pentru căpușor. Deci închidem rândul, punem melana și ne întâlnim pentru a atașa căpușorul. Din punctul unde am închis căpușorul, vom număra 10 rânduri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aici este rândul cu numărul 10. De aici noi vom începe să coasem căpușorul renului.
Vom coase totul de jur împrejur și astfel vom fi la sfârșitul lucrării. Vom coase singure, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestei părți. Am terminat de cusut și căpușorul, i-am pus și o mică zgardă roșie, l-am pus în acest fel pe masă să puteți să-l vedeți. Stă singur în picioare. Eu sper să vă placă ceea ce am lucrat, sper să lucrați și dumneavoastră dacă vă place, să lăsați un comentariu, un like, chiar dacă totul nu este atât de perfect, vedeți, stă singur. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, că mă sprijiniți, că mă ajutați. Vă doresc o zi frumoasă. Tutorialul îl voi încărca mâine. Mâine este Sfântul Andrei. Vreau să urez un călduros la mulți ani tuturor ceilor care poartă numele de Andrei, Andreea. Multă sănătate, fericire, o noapte binecuvântată și vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. La revedere!